Odată cu recenta începerea cursurilor din unitățile de învățământ, se reiau și activitățile extracurriculare. Astfel, joi 23 septembrie, de la ora 17, Primăria Municipiului Deva și Serviciul Public de Întreținere și Gospodărire Municipală din localitate vă invită la Magia Poveștilor, o acțiune organizată de Ana Grămescu și Mirela Stroia, cadre didactice de la grădinița cu program prelungit numărul 7. Evenimentul are adresabilitate atât pentru copii, dar și pentru adulți și revine în cetatea Devei la poarta 2. Da, este vorba de Magia Poveștilor, un eveniment susținut de doamnele Ana Grămescu și Mirela Stroia de la grădinița numărul 7. Se adresează copiilor, părinților, bunicilor. Este la ora 17, în data de 23 joi, la poarta 2. Magia Poveștilor este un proiect educațional al cărui scop este să stimuleze lectura la vârste fragede și să-i încurajeze pe părinți să petreacă timp de calitate alături de copii. Evenimentul se va desfășura cu respectarea tuturor măsurilor instituite la nivel național pentru prevenirea și combaterea răspândirii virusului SARS-CoV-2.